Covor roșu pentru șoferi. Cele mai aglomerate străzi din capitală au prins culoare pentru siguranța pietonilor. Autoritățile capitalei au alocat 7 milioane de lei din bugetul municipal pentru aplicarea unui nou marcaj rutier la trecerile de pietoni din Chișinău. Specialiștii afirmă că acesta nu este prevăzut în regulamentul circulației rutiere, iar șoferii și pietonii au păreri împărțite despre utilitatea lui. Echipa OneTV a decis să testeze noul marcaj rutier. Așa numitele covoare roșii au apărut deja și pe străzile din sectorul Râșcani al capitalei. Marcajul a fost aplicat și pe strada Miron Costin, lângă liceul teoretic Mihail Cogălicianul, pe ambele părți ale trecerii de pietoni, cu o lungime de aproximativ de 20 de metri și cu o suprafață abrazivă. Astfel, conducătorii auto reușesc să oprească în timp util la zebră. Șoferul OneTV, Anatol Crăciun, nu a ezitat să testeze covorul roșu. El consideră că marcajul trebuie îmbunătățit. Când am ajuns, am frânat puțin, este adică legătură cu banda asta roșie, dar ar fi dorit niște benzi pietonale, cum se face și în alte țări, cu vibrații, adică ca într-adevăr să simți că ai ajuns la pietonală. Șoferii salută inițiativa autorităților și speră că numărul accidentelor cu implicarea minorilor se va reduce. Încercând în prima zi aceste benzi, hariți așa să spun, ceva interesant, s-a simțit ceva sub roți adăugător la asfalt. Știți că în timp de frânare, poate de urgență, poate să mai întâmplă că nu vezi pietonul, mă rog, în ziua de astăzi se întâmplă. Te ajută cumva să micșorezi distanța de frână. Să simte că adică ai lăsat acceleratorul și mi-a frânat un pic. Cumva șoferii vor fi mai atenți? Cred că da. Nu cred că da, precis, vor fi mai atenți. Culoarea roșie să-i atingineze, că e un obstacol în față. Se va micșora și numărul de accidente? Nu știu. Sperăm. Pietonii au păreri împărțite. Unii le consideră binevenite, în timp ce alții afirmă că sunt inutile. Toată vopsea asta e zero. Mergi ca când știi mult sânge, te irită, dar folosi într-un sa nu. Te preîntâmpi în absolut zero. Ar trebui alte soluții de intervenție? Da, da. Care ar fi da. Ele? Ați văzut pe florilor cum lucrează? Valurile astea mari, da? Da. Pietonii merg liniștiți, copiii trec drumul, da? Aici te tini. E că la mine fata traversează acea școală. Eu o duc până la peste drum. E bine ca tare când fața anume la liceu, pentru că foarte mulți copii vin și copii mici, vin și copii mari și nu știm, copiii mici pot fi mai neatenți și respectiv pentru mașini asta tot e ca un fel de ajutor, pentru că nu toți văd zebra sau semnul ăsta care e cam ascuns printre copaci, așa că cred că sunt ele. Le înțeleg că sunt ca benzi de avertisment, de avertizare, așa înțeleg eu, adică oprești, fii atent, scade din viteză, mă rog, în toate sectoarele, plus iluminat specială, roșie, așa. Infraroșu să fie, să vadă, să atenționeze. Experții susțin că 40% din accidentele din orașul Chișinău se produc cu implicarea pietonilor. Astfel, marcajele de culoare roșie sunt considerate eficiente pentru a atrage atenția conducătorilor auto. Este materialul roșu și pune pe șofer în stare de atenție sporit. Și plus, datorită specificilor fizico-chimice materialului, deci fizico-mecanice, se mărește aderența cauciucului drum și spațiul de oprire puțin se micșorează față de varianta obișnuită. Una din funcții de bază de sistem de iluminare în orice localitate, inclusiv oraș Chișinău, este deci anume de mărit câmpul vizual pentru contura auto, deci așa numite securitate publică, inclusiv și în circulație rutieră. Aici nu se cere ca nume decât să fie marcajul dat roșu și fluorescent. Primăria își propune ca, până la începutul noului an școlar, să aplice astfel de marcaje în apropierea mai multor instituții de învățământ, dar și pe cele mai aglomerate străzi din oraș. A fost conceput pentru a fi aceste treceri, pentru a fi aplicate în zonele unde sunt foarte multe traversări de către modurile vulnerabile de transport, precum oamenii cu dizabilități, precum oamenii vârstnici și elevii și copiii care frecventează grădinițele și școlile, deci în apropierea instituțiilor de învățământ.
Aceste marcaje la moment au fost aplicate pe strada Cuza Vodă și pe strada Braneștii și urmează a fi aplicate pe Mircea cel Bătrân, pe Sarmizice Tusa și pe alte locații care vor fi ulterior identificate în comun cu poliție, cu organul poliției rutiere. Potrivit poliției, de la începutul anului s-au produs 122 de accidente pe trecerea de pietoni, în care 4 persoane și-au pierdut viața, iar 121 au fost rănite.